De ce fructele de pădure? O să vedem imediat în prezentare. Fac referire la cele prezentate în slide, și anume afinele de pădure, zmeura, murele, fragii, măcesele, porumbele, cătina, fructele de soc, coarne, fructe de păducel, aluneci, castane și cu siguranță că mai sunt și alte fructe de pădure cărora trebuie să le acordăm o atenție deosebită. De ce fructele de pădure? Un prim motiv pentru care ar trebui să alegem fructele de pădure, și mă refer aici strict la consumul în stare proaspătă, este acela că fructele de pădure, practic, sunt un produs natural, un produs ecologic, sunt un produs bio, care practic ne-l dă natura, ne-l pune la dispoziție în cea mai naturală formă posibilă. În tabelul acesta sunt prezentate, este prezentată schema compoziției chimice a fructelor. Sigur că acestea, ca orice fruct, conține apă, în mare parte, dar conțin substanțe uscate, substanțe organice, glucide, zaharuri, acizi organici, substanțe anorganice, în mare parte și majoritatea acestora, spre exemplu, conțin vitamina C foarte mult și alte, vitamina B1, B2 și o grămadă de astfel de elemente chimice de care organismul nostru are nevoie și practic beneficiază în mod grozav de pe urma acestora. Primul arbust care fac referire este afinul. Am mirea științifică, afinul mirtilus, este considerat unul din cei mai importanți arbuști din țara noastră. Sigur că în zona forestieră acesta formează suprafețe întinse de afinișuri, în zonele de deal, în zonele, în zonele alpine. Am specificat aici și cam cât poate să culeagă un culegător pe zi, calculat la 8 ore, și anume 30-40 de kilograme, iar producția medie pe hectar, în literatura de specialitate, aceasta variază între 250-350 de kilograme la hectar. Este un arbust de talie mică, crește la bază, practic, pe sol, o înălțime până la 20, 40, poate chiar 50 de centimetri. Se culege destul de greu, are nevoie de acei piepteni de recoltare, dar valorificarea fructelor și a frunzelor sigur că au un succes destul de ridicat. În stare proaspătă, în industrie și este evident și o plantă medicinală. Următorul arbust, zmeul. Făcând o referire tot la afin și la zmeuri, bineînțeles, este una afinul de pădure și este tot altceva afinul de cultură. Plante total sunt și apropiate, dar în același timp sunt și diferite, ca și ne referim aici ales spre exemplu a plantei, dar în mod special ce ne interesează ca diferență a fructelor, a gustului, a culorii, a intensității, a sucului pe care le emană fiecare. Eurul este răspândit și poate să ajungă până la altitudinea chiar de 1700 metri. Sunt considerate asociații dese și învinse de tufe. Are o capacitate destul de mare de răspândire, se mulțește din drajun foarte puternic, acolo unde întâlnește sol prielnic și din punctul acesta are și caracter destul de invaziv. Capacitatea de recoltare, tot așa, din cărțile de specialitate, este 15 kg pe 8 ore în medie. Acum ne referim la zmeurul care crește în flora spontană. Fructele sunt mai mici de obicei, nu sunt ca și zmeurul de cultură, unde cu ceva prin selecție și prin
ceea ce au produs oamenii în timp, cu siguranță că avem țări mult mai ridicate ca și valoare în ceea ce privește producția la hectare. Producția medie pe care în trecut, sau cel puțin, era calculată, era la 400, respectiv până în 550 de kilograme pe hectare. Ca și valorificare, la fel, în mod special în stare proaspătă, pentru industrie, plantă medicinală, de la care se poate utiliza atât florile, lujerii, frunzele. Când spun lujeri, ne referim aici strict la cei lujeri, în mod special care au creșterile tinere. Bun. Al treilea arbust, murul, foarte asemănător zmeurului ca și formă, doar că culoare și proprietăți un pic diferite. Există mai multe tipuri de mur, există și murul de câmpie, există și alte tipuri. Eu fac referire strict la rubus hirtus, murul de pădure. Și acesta la fel se valorifică în stare proaspătă, în industrie și de asemenea este o plantă medicinală de la care utiliza cu succes flori și frunze. Un alt arbust, bine spus, un subarbust, Fragaria vesca, în care se valorifică cu succes proaspătă, de obicei apare în locurile foarte însorite, acolo unde au fost în mod special recoltați arborii, unde am avut parchete în exploatare. După terminarea acestora, în primii ani, practic, fragi își fac apariția și pot da rezultate destul de frumoase, adică valorifică în modul lor terenul respectiv. De asemenea, este considerat și este cu siguranță o plantă medicinală care are efecte chiar și în medicina umană, spre exemplu, și veterinară, respectiv chiar și de cosmetică. Măceșii sau măcesul, de asemenea, un arbust pe care îl găsim atât pe zonele goale, spre exemplu pe pășuni, pe marginea pădurilor, dar și chiar în interiorul acestora. Un lucru pe care doresc să îl specific aici, acesta nu se consumă în stare proaspătă. Că nu are aceeași formă, fructul, să zic așa, nu are aceeași consistență ca și în cazurile prezente. Împotriva are acei sâmburi care păroși, dar foarte tari ca și consistență și nu, efectiv, nu în această stare. Foarte bun pentru industrie, este o plantă medicinală grozavă, se utilizează fructe, semințe, frunze, lujeri, scoarță, foarte bogat în vitamina C. Un alt arbust, porumbarul, Prunus spinosa, de asemenea, nici acesta nu se valorifică în stare proaspătă, nu se consumă, deoarece este un fruct foarte astringent. Este valabil și pentru industrie, plantă medicinală, se utilizează fructele, florile, scoarța, crește spontan pe marginea drumurilor, de multe ori îl găsim chiar pe marginea drumurilor, la marginea pădurii, în interiorul acesta, în goluri. De remarcat faptul că fructele rămân pe ramuri până primăvara. Un alt arbust, cătina, de asemenea, nu se consumă în stare proaspătă. Când spun că nu se consumă, nu, asta nu putem gusta. Sigur, se poate gusta, doar că, spre exemplu, cătina, de cele mai multe ori se spune că are vitamina C de 15 ori mai mult decât lămâia. Atunci, fructul în stare proaspătă este foarte acru. Și nu o să-l mănânce nici copiii, nu o să mănânce nici adulții, pentru că are această reală, să-i spun așa, popular. Și acesta este motivul pentru care nu se consumă în această.
mare proaspătă. Evident, cu miere, cu alte produse, practic se poate consuma. Cătina este, de asemenea, un arbust care se utilizează în industrie, de la care se utilizează fructe, funze, scoarță și ulei. Uleiul are un preț foarte ridicat, ajungând la, chiar la câteva sute de dolari, spre exemplu, litru. Uleiul de cătină este socotit cel mai bogat material natural în carotenoide, după uleiul de palmier. Sursă bogată în beta-caroten și vitamina C. Vreau să mai specific la cătină, este faptul că este o plantă dioică. Adică avem atât plante de genul masculin, plante de genul feminin. De obicei, majoritatea plantelor sunt, au pe același individ, și la alun avem și flori masculine și flori feminine, astfel încât nu avem această parte de separație între cele două genuri. Cătina, de cele mai multe ori, are nevoie de această polenizare, o găsim în flora spontană, chiar dacă în momentul de față, spre exemplu, sunt plantații foarte bine puse la punct în agricultură, care produc, spre exemplu, 20-22 de tone de fructe pe an și pe hectar. Sigur, recoltate. Un mod inteligent și ingenios de congelare la cel puțin minus 24, minus 30 de grade, după care, practic, fructul se scutură foarte ușor de pe ramuri. Cătina prezintă parte de recoltare în stare proaspătă, sigur că manual este un chin, are acei țepi, iar fructele sunt de jur împrejurul ramurilor. Sigur, dacă sunt în flora spontană, vă dați seama că acestea sunt cu mult mai reduse ca și volum. Contează foarte mult sezonul în care povestim despre acestea și cu siguranță nu putem vorbi despre soiuri ameliorate. Vorbim de cătina din mediul forestier, care practic o să întâlnim pe destul de redus. Ca și o mică observație, de multe ori cei care nu sunt foarte bine documentați s-ar putea în unele parcuri din comune sau din orașe să confunde cătina cu piracanta. O plantă decorativă, dar care este cu totul altceva. Și, sigur, după formă, cât de cât, sau cel puțin de la distanță, prima impresie, dacă ai văzut undeva cătină, uite și aici. De aceea trebuie, am făcut această mică observație, da, este cu totul altă plantă, cu totul alte forme. Socul. Socul comun sau soc negru, îl întâlnim de asemenea pe marginea drumurilor foarte des, în luminișurile din pădure, în zonele însorite, iubitor de lumină, dar de la care cu siguranță putem valorifica atât florile și dacă ne uităm în industrie, în magazine, vedem socată de foarte multe feluri, o să vedem cidru de soc, o să vedem fel și fel de produse care practic sunt valorificate datorită florilor de. De asemenea și fructele în popor, cel puțin există și astăzi mitul acesta, să zic așa, despre fructele soc că sunt otrăvitoare datorită. Ele nu sunt otrăvitoare, doar că nu le putem consuma în starea lor proaspătă. Se poate obține o dulce. Rozavă din fructe de scop. Sigur că se utilizează și în scop medical, așa cum am prezentat florile, fructele, frunzele sau chiar și scoarța acestea. Un alt arbust. Domnule profesor?
O scurtă intervenție, tocmai pentru că povesteați despre SOC. Avem o întrebare de la doamna Ana Maria, de mai devreme, care ne întreabă, nu se pot consuma porumbele în stare proaspătă? Și am zis să le legăm apropo de aceeași explicație. Așa. Deci se pot consuma în stare proaspătă, doar că au gust foarte astringent. Și nu cred că o să mănânce nimeni, să spună, o farfurie de porumb. Putem de gust. Dar se pot obține jeleuri, dulceață, beltea chiar din aceste fructe. Cu niște rețete foarte simple. Formă de mai mult formă procesată, așa cum și la soc sau la... Datorită gustului, deci nu sunt otrăvitoare, doar că efectiv după vreo 3-4 porumbe, să zic așa, o să ne definim că de fapt nu e ceea ce ne-am dorit. Și ne mai întreabă Răzvan Alexandru Duță dacă socul poate fi confundat cu bozul. Sigur că da. Sigur. Așa cum am spus și în cadrul cătinei, da, socul poate să fie confundat, parcă, spre exemplu, socul are acel racem, da, care efectiv este cu totul altceva decât. Și ca și plantă crește mult mai la alt nivel să. Mulțumim mult. Putem să revenim la prezentare. Bun, revenind la cor, un arbust din punctul meu de vedere la fel de grosav, aș vrea să fac observația că poate să fie folosit și în scop decorativ, în limbi chiar ce în unele parcuri din orașe. Rustic, rezistent, are o longevitate chiar și până la 200 de ani. Deci poate fi ca și un gest simbolic. Adică pentru urmași, pentru, eu știu, o școală vrea să-și planteze ceva simbolic, cu siguranță că va avea un punct binevenit. În stare proaspătă, limitat, de asemenea pentru industrie, medicinal și la acesta se utilizează fructele, frunzele, scoarța. Spre exemplu, ca să mă dau pe mine de exemplu de data aceasta, bunica mea, în momentul în care aveam probleme cu burta în copilărie, îmi desfăceam borcan compot de corn și în câteva ore nu mai aveam acele probleme digestive. Arbust foarte, foarte decorativ, în primul rând, și efectiv are efecte benefice în special de consumate, dar așa cum am specificat, în limita. Un alt arbust, păducelul, Crategus monogina, de asemenea, produsele, sau cel puțin, să-l găsim cel mai mult în plafaruri și în lucrurile acestea care se comercializează. Mă refer aici în scop medical. Se utilizează de la acesta fructele, în mod special frunzele și scoarța. Am pus pe slide alune și castane pentru că practic fac parte din grupa luciferelor, sigur cu nucul în această categorie de importanță. Nu cred că este cazul să insistăm foarte mult pentru că se cunosc, dar le găsim în flora spontană. Spre exemplu, poate o să fie unii tentați, domnule, cum găsești tu castan în pădure? Arborete de castan comestibil, chiar și în Bihor, spre exemplu, la Dobrești, unde se lucrează anual, cu siguranță și la Satul Mare, unde avem festivalul castanelor în fiecare an, a nu se confunda castanul comestibil cu castanul porcin. O altă